Ho, 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 și bine vă regăsesc la un nou episod de pe canal. Se putau de un avion pe aici, dar nu știu pe unde este. În acest episod, după cum vedeți, ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i asta? Asta e zăpadă, bă, prieten, bă. Și dacă întrebați unde suntem, suntem departe. Aici nu suntem la noi acasă, acolo este Toyota. Am plecat, prieten, într-o mini-vacanță de 2 zile. Am plecat, a fost așa o surpriză. Am plecat la munte, după cum vedeți aici, este frumos Transfăgărășanul nostru. Și jos acolo este orășelul în care o să ușor să cădem, în care o să trebuiască să ajungem. Bun. Și pe aici pe jos este o șină de tren. Este bine că am ghete, am mânuși, am tot ce-mi trebuie. O să mă bat cu toți cu zăpadă pe aici, o să-i fac țăndări. Bun. Dar hai să mergem înapoi cu mașina, la mașinuța noastră, că noi o să mergem cu mașina. Bun. Am montat și eu cauciucurile de iarnă pe mașină, aolo, am lag. Opa. Am montat cauciucurile de iarnă. Ia uitați-le, hă. Și se anunță ninsoare, deci chiar se anunță ninsoare. Deci că ninsoare destul de abundentă, sau destul de gravă, să spun așa. Și să vedem dacă o să facem față. Bun, haideți să ne urcăm, prieteni, în Nissanul nostru, în Toyota. Ce Nissan asta, e direct Toyota. Aprindem farurile. Opa, stați un pic, am făcut aici niște probleme de sistem. Ok, bun. Haideți să aprindem și noi farurile. Hop. Bun. Așa. Și prieteni, ia, vine cea din spate, nu vine nimic, prieteni. Hai să intrăm direct pe Transfăgărășanul nostru aici, să vedem despre ce este treaba pe aici. Ia uitați ce priveliște frumoasă. Ce priveliște frumoasă. O să încerc și eu să merg mai încet așa. A, stați un pic, stați. Așa. O să coborăm, prieteni, cu 20 la oră. Salut, salut. Vreau să admir asta. Nenea din spatele nostru o să se supere că mergem încet. Dar eu vreau să admir asta. Uitați câta zăpadă. Deci dacă ne cade o jumate de munte de zăpadă în cap, ne omoară. Deci, da, ne omoară, prieteni. Bun, acolo este o gară, după cum vedeți. Unde podul ăla. Este o gară. Morbește ăsta cu farurile lui. Așa. Și astăzi o să mergem și la patinoar, că am înțeles că este și un patinoar pe aici. O să vedem luminițele de Crăciun. O să fie frumos, o să fie frumos. 2 zile o să stau aici. Și după a trebuit să merg aproape 200 de kilometri până aici. Da. Și ați văzut că la noi acasă nu e o boabă de zăpadă. Deci nu e absolut nicio boabă de zăpadă. Ca să vă dați seama, noi încă trăierăm rapița. Deci încă trăierăm rapița. Gata, hai că m-am enervat. Bun. Uitați, avem aici și... Uitați trenul! Trenulețul, trenulețul. Bun. Văd că sunt 2 șine. Așa, mai vine o mașină din față. Aici sunt și bărcuțe pe apa asta, uite asta cu ce viteză intră în curbă, bă! Bă, vezi că aici nu sunt de la raliu. Așa. Hop, unde? Nu este nicio bărcuță aici. Nu, nu este nicio bărcuță. Uitați, prieteni, ăsta este orașul nostru, orășelul nostru. La intrare în oraș, îți iase în cale dita mai bazinul ăla de apă acolo, nici eu la pompierii mei n-am atâta. Bun. Dar mai întâi, pe unde să mergem noi? Și asta este întrebarea, pe unde să mergem noi? Ia haide să parcăm un pic aici, o să trebuie să mă bag din zăpadă. Că vreau să-mi cumpăr ceva de mâncare. Că mi-a venit foame. Bă, că, haide tată, hai că faci și aderență, poți să mergi pe aici. Bun, stingem farurile. Așa. Bun, închidem frumos mașina, apoc. Și haide, prieteni, să ne cumpărăm de la Spanties Extended Hot Dogs. Yes, ne cumpărăm Hot Dogs. Așa.
Și aici avem, mamă, uite ce frumos e aici, bă. Bakery. Home of the Big McLarge Muffin. Da, aici sunt gogoșele din alea astea, cum le spune, așa că nu vin acum. Ia, ce mai avem pe aici? A, tot aici, acolo intrarea. Da, oricum o să le luăm astăzi la rând pe toate aici, ce e? Dormen Terry Store. Terry Cred că aici este ceva de bijuterii. Da, ceva de știri, ceva, nu știu. Da, prieteni, haideți să mergem să ne luăm, nu știu, ori un hot dog. Zice, o să-mi iau un hot dog, că n-am poftă de dulce acum. Așa, hai să mergem să ne luăm un hot dog, dar unde e intrarea? Aici e intrarea. Și după ce ne luăm hot dog-ul, prieteni, revenim. Bun, prieteni, a revenit aici cu hot dog-ul. Am și mâncat în interior, dacă știți ce căldură este acolo. Deci este o căldură. Și afară, dacă vreți să știți. E frig. E frig, e foarte frig. Deja am înghețat de frig. Bun, haide, pe unde să mai mergem? Haide să luăm așa orașul la pas. Hai să pornim mașinuța, prindem farurile. Ce mai merge să mai explorăm și noi pe aici? Ia uite ăla cu ce viteză merge în localitate. Bă, ăla e nebun, bă, ăla merge cu viteză în localitate, bă. Așa. Bun, deci aici este magazinul, cred. Da, cel mai probabil. Bun. Ia aici, ce mai avem? Oh, n-am văzut ce acolo. Benzinărie. Benzinărie nu ne trebuie, că doar ce am mașinuța plină de benzină. Am 59 de litri, respect. Bun. Aici, stația de autobuz. Ia, sandwich goldmine. Goldmine, mină de aur. Sandwich. Ciudat. Bun. Mamă, ce e pe aici, tată, băune. Gold. Gold crest. Așa. Ia, haide să o luăm pe aici. Da. Văd că deocamdată nu e nicio instalație nimica pornită. Chiar mă mir. De ce? Așa. Mama, câta cisternă ai aia, benzinăria. Deci pe mine am dus pe acolo, ne întoarcem. Haide să o luăm și noi pe aici, așa. Bun. Bă, dar știi cum fac, prieteni? Ia, hai să mergem pe jos, că una este când vezi așa de trecere cu mașina și una este când mergi pe jos. Dar haide să băgăm mașina la garaj aici. De unde am plecat? De unde am plecat? Nu știu dacă eu parchez mașina. Mamă, cât de-a mea de mare în comparație cu dubița aia. Nu știu dacă e loc de parcare aici, mă întreb, că nu văd nimic de zăpadă. Hai să oprim farurile, oprim motorul. De ce să nu ajut așa? Și închide mașina cu cheița, poc. Și gata, prieteni, acum mașinuța să stai aici cu mine, să nu pleci. Bun, haide să mergem să explorăm. Ce mai este pe aici? Bun, aici ce a fost, nu mai știu. Ala cu hot dogi, da, hot dogi au fost buni, au fost buni, nota 8. Aici vehicule autorizate, wow. Da, cred că e tot de la hot dog de acolo, de la magazin. Hipercam pizza. O pizza. O să o iau la pachet când o să plec. O să o iau la pachet când o să plec. Să o mănânc pe drum. Acum mâncam, m-am săturat. Așa. Vafe. Vafe. Bă, nu am mâncat, nu știu chiar ce sunt. Aici tot cu hot dog-ul, tot cu hot dog-ul. Așa. Deci nu știu, n-am mâncat vafe din alea. Poate înghețată, poate din alea. Așa, dar mă rog. Stația de autobuz de care sunt destinațiile București, Craiova. Bă, și la Timișoara, bă, da. Wow. Bun. Ia că ne-au dat ăștia aici o hartă. Ia, uite, asta este harta. Unde este, mă întreb eu? Patinoarul, că vreau să merg la patinoar, că mi-am și luat patinele, le-am în gheozdan în spate. Hai că aici am văzut, ne-am învârtit de câteva ori pe aici.
Aici nu știu ce este, dar nu ne interesează. Bun, mașinuța noastră e acolo bine. Ia haide să o luăm, prieten, așa. Ia, ce mai pe aici? Aici de ochelari. Deci dacă ai probleme cu ochii, poți să vii aici să-ți cumperi, dar eu, din fericire, deocamdată n-am nicio problemă cu ochii. The Stanley Cakery. De că acolo e ceva cu torturi. Magazin de torturi. Leland's Hardware. Aici sunt piese pentru calculator, mă întreb. Dar nu cred. Nu cred. Liber. Ha, așa. Acolo, prietene, bisericuța. Bisericuța. Așa. Cred că este închis la bisericuță. Așa. Bun, frumos, tagul României acolo. Frumos. Peterson Sandwich Colmai. Mama, ai fost pe aici. Înghețată, e frig afară, nu e înghețată. Tutankhamun Antique Salon. Atan... Ce scrie aici? Tutankhamun. Tutankhamun Tanning Salon. Am înțeles tot. Erebor Garden Center. Aici este un centru de grădinărit. Nu știu, poate să-mi iau, dar nu, că cumpăre pe internet. Aici e banca, o să dăm o spargere la bancă? Nu. Goldcrest Arcade, aici sunt cu jocuri de noroc cu păcănele. Așa, pe aici, ia. Deci dacă mă credeți că nu știu, bă, aici... Ce casă, adică, eu unde mă duc? Omul... Apă, prietene, apă. Nici o bărcuță, nimica. Că atunci când a venit eu aici era o grămadă de bărcuțe. Bun, la cum face să ajungem și noi mai... Uite mai ceva pe acolo. Ia hai să ne urcăm pe aici pe sus. Deci asta o să facem, prieteni, în tot episodul. Eu sper că nu vine. Uitați avionul. Ce 130 Hercules e ăla. Așa, bă, vine un tren ceva? Nu vine nimic. Ce spune, să o luăm pe șina de tren? Știi ce? Hai! Chiar hai, că vreau să vă știu ce mai... Adică n-am mers niciodată pe o șină de tren, dacă mă credeți sau nu. N-am mers niciodată pe o șină de tren. Opa, vreau dat aici ce privire este ea la mijloc, mijloc este ceva, da, e aici. Ia uitați. Frumos, prieten, frumos. Nu știu dacă o să vină trenul în ce direcție, da? Să sperăm că nu fie niciun tren. Bun. Ia uite ce-o fie aia acolo. Ciudat, ce-o fi aia acolo? Ia hai să mergem să vedem ce e asta aici. Mă, asta e fabrică sau? Asta e fabrică? Nu e fabrică. A, știu ce este. Bun. Haide că pe aici nu cred că o să dăm de luminițe și de artificii și de pomne grăciun și de toate. Nu, hai să mergem înapoi în oraș. În oraș, pe unde? La storage acolo. Dar la gară, ia hai să vedem gară, uitați avionul. Hai să vedem cum este la gară. Ce credeți, prieteni? Să ne urcăm pe el? Deci eu am trecut. Am mai avut experiențe din ăștia așa, adică am escaladat stâlpi de înaltă tensiune, dar ce spune, să ne urcăm și pe ăsta? Să trecem așa, opa, trenul! Bă, cu ce viteză merge nebunul! Bă, ușor, tată, ușor! Mamă, l-au greșit-o! Uite cu ce viteză coboară! Ia uite! Da, foarte tare. Bun. Ia hai să ne mai grăbim și noi un pic. Deci. Nu știu ce spune. A, să trecem peste. Stai. Hai înapoi, că vreau să văd. Vreau să vă știu să că e o experiență în asta pe care nu o să uit. Bun. Ușor să nu cad. Ia și ce, am experiență. Opa. Mamă, la ce înălțime sunt, tată. Ia uitați la ce înălțime suntem! Da,
Op, așa, mam. Vai, cum e. Da. Experiență de neuitat. Haide să mergem aici. Op. Hopa, hopa, așa. Bun, 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 ușor. A, mai are și gheață pe el și mi-este frică. Vreau jos. Ia, bă, dar asta ce face pe aici avionul ăsta? Că de când am venit să tot îmi plimbă pe aici. Da. Deci, prieteni, dacă eram la noi acasă, nu vedeam nici avioane, nici trenuri. Da, și nici poduri din ăștia să ne urcăm pe ele. Bun, și ce? Ia, haide să... Gata, mi-ajunge. Fuu, mamă, cât de abrupt e. Mamă. Opa. Fuu, așa ușor. Ușurelus. Fuu, bine. Bun. Așa. Haideți să alergăm un pic. Să mai facem și mișcare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gata. Bun. Ia. Liber. Nu dă nicio mașină peste noi. Ia uitați. Aici este magazinul. Da, uitați. New Holland. Da, e magazinul ăsta. Ia uitați trenul. Opa. Hai, nene, treci. Hai că ai fărâmat suspensiunea de tot. Bun. Deocamdată nu cam a atras nimic, adică... să mă atragă gardul ăsta sau hala asta de aici, care nu știu ce este. Nu cred. Bun, pe aici ce sunt? Bă, ăsta văd... alt tren. Văd că ăsta e mai mult... fermă decât orășel. Uitați aici, ai gara, prieteni. E gara. Bun. Dar ce mă interesează pe mine? Patinoarul, mă, unde este patinoarul ăla? Aolo. Deci acum, prieteni, eu caut patinoarul. Vreau să patinez, că n-am mai patinat de când eram eu bebeluș. Când era iarnă la mine acolo. Deci, bă, dar nu știu pe unde sunt pe aici. Opa! Am sărit la oamenii ăștia. Hai să stige lanterna. Dar știu ce, nu cred că se supără nimeni dacă ne uităm un pic ce au pe aici. Ia uitați de vaci. Leli astronaut. Da, de vaci, de oi, e ceva. Da, prieteni, am trecut înapoi la mașină, că avem mult de colindat pe aici. Deci chiar avem mult. Ia, hai să băgăm și noi aici o viteză. Așa, ia, și noi pe aici. Mamă, cât au stat de apă. Bă, dacă mă credeți, așa ceva eu chiar n-am mai văzut. Deci n-am mai văzut atât de mare. Ce frate ăsta? Nici rachetele de la NASA nu sunt atât de mari. Opa! Cine m-a pus toată să mă urc eu? Mamă, uite la ce înălțime sunt! Hai, opa! Experiențe de neuitat sunt ăștia, prieteni, și mie-mi plac! Gata, am ajuns sus! Dar cum mai cobor? Ia uitați, prieteni, aici! Poate vedem patinoarul de aici. Bă, cred că ăla este. Cred că ăla este, da. Da. Ăla, haideți să ne dăm jos. Ușurel. Ia, poate patinăm. Gata, mi-a fost de ajuns. Hai dată la patinoarul ăla, că nu mai mă urc pe niciun de ea. Hai la patinoar. Am ajuns în parculeț, prieteni, aici este parculețul. Ia uite, bă, și ăsta. Ma, ce-mi făcut tata ăsta? Ce-mi făcut ăsta? Hai, nene! Ce-i asta? Ia, explică și mie, ce-i asta? Ce ai făcut tata aici? Ha?
Hai să încercăm cu asta. Bă, ascultai, ce vii după mine? Ce, mă urmărești? Ce vrei? Ce zici? Ai mașina de nu pot să vorbesc cu tine. Ce zici? Ce? Totul ești nervos aici? Vezi că dacă... Gata, să-ți fie învățătură, suntem chit. Ia uite, acum nu pot veni și eu în vacanță să mă cer cu toți nebunii și toți proștii. Da. Deci o să parcă mașina aici. Sorry, nu. Oprim aici și hai să mergem un pic prin părculețul ăsta. Bă, da. Bă, stai părculețul, bă, n-au fost și în stare, mă, să facă o potecă. Deci eu merg acolo prin zăpadă. Ia, ce aici? Breakfast al lui. Oh, bună seara, bună seara, doamnă. Bună seara. Aș vrea și eu un burger. Da, un burger. Domnul, doamna, un burger, vă rog. Oribil, ia ce aici? Da. Tunul, ia uite toată tunul, un tunin ăsta spune la noi. Aia spune la din primul război mondial, bă. Ia uitați-l. Alo? Da, bă. Frumos, tunul îmi place. Fântâna noastră care a înghețat și încă curge apă. Ceea ce ciudat. Un omuleț de zăpadă. Omulețule de zăpadă. Ce mai faci, cum mai ești? Alte de 29 de tonuri. Bă, dar tot nu găsesc patinoarul ăla, mă. Ia uite, mamă, căprioară e asta, nu? Căprioară, cred. Cred că da. Nu, dar are coarnele alea prea mari. Nu e căprioară asta. Nu știu, scrieți în comentariu ce creatură de animal e și asta. Bun, prieteni, am ajuns aici la biserică. Ăla e patinoarul. Nu știu dacă e la patinoarul. Pardon, aș uitat un pic. Asta să fie patinoarul. Ăsta e patinoarul. Am ajuns la patinoar. Am ajuns la patinoar. Prieteni, cred că ăsta este patinoarul. Ia, haide să ne punem noi. Ălea, patinele. Ia, hop, gata, mi-am pus patinele. Hop, așa. Sunteți gata, prieteni, să începem patinatul. Ui, ia uitați ce mamă, ce arunca. Hop. Bă, cu ce viteză merg. Wow. Da, bă, dar gheața, cred că mă ține. Ia, hop. Deci n-am mai patinat, prieteni, când eram mic. Opa, ia, frumos. Așa, ia să mai luăm aici, fix pe muche. Opa. Bun, cu spatele. Frumos. Deci încă mai știu lucrurile astea. Ia să mai facem încă o dată un 360. Pop. Bine. Bun, așa. Opa, hop. Bun. Opa. Așa, hop. Bun. Hai că încă mă țin bine pe șmecherii în ăștia. Așa. Ba, haide să patinăm cum se patinează. Așa, ia să nu fix pe muchie pe aici. Opa, nici să nu. Ce sărietură, ce bine a bat-o pe aia. Așa, opa. Bun, opa. Am luat un pic zăpadă. Dar asta e. Așa, opa. Bun. Hop. Am transpirat, hai acasă. Bun, hai să dăm patine jos, poc, gata. Prieteni, am patinat, te m-am săturat. Bun. Acum,
Hai să mai colindăm un pic pe aici. Gata, îmi ajunge, deci mă plimb de vreo 3 ore. Mă plimb în orașul ăsta. De ce mai este asta? Ce să fie? Orașul ăsta este un oraș industrial. Adică ce vezi în el? Numai fabrici și numai ferme și numai din ăștia. Așa că îmi ajunge, gata. Am tot încercat și eu să mă plimb, să caut ceva frumos, așa turistic, dar din păcate nu este nimic. Așa că, prieteni, hai să mergem acasă. Pe aici nu mai e nimic, aia să întoarcem. Opa. Așa. Opa, hai să nu rămânem blocați acum. Haide bă, mama mi-a distrus fundul. Haide bă, așa, bun. Bun, haide să băgăm o viteză și să mergem acasă, să mai și anunță zăpadă. Deci o să ne mai și prindă zăpada pe drum. Și eu în orașul ăsta, bă, mamă ce. Bă, era să fac accident, ați văzut? Fau, mi-a fi distrus. Hai că e bine. E bine. Și m-am speriat. Deci, facem o recapitulare. Aha, mai e un drum. Și ajunge tot acolo. Deci noi trebuie să ieșim pe la pădure, pe acolo. Uitați, la pădure aici unde vedeți. Deci acolo este ieșirea sau intrarea în localitatea asta. Deci noi am putea să luăm pe drumul ăsta și să mergem așa. Așa, și așa o să și facem. Bun, deci hai să mergem pe... Nu spune că ăsta e drumul. Falo. Trebuie să iau prin zăpadă. Ce? Ia să vedem dacă am putea să mergem. Ok. Deci ăsta e drumul, prieteni. Ăsta e drumul. Aș fi putut să iau ca orice om normal pe drum, dar... Dar da, nu mai spun nimic. Hai că pe aici mai este de zăpezit așa puțin el. Bun. Păi și prieteni, dacă vă întrebați, sau dacă mă întrebați pe mine, bă Andrei, să vin bă în orașul ăsta, așa ca vacanță, ca excursie, răspunsul este sincer, nu. Să nu veniți în orașul ăsta. Așa, adică el e frumos cu munți, cu pom, cu de toate, e frumos. Dar nu pentru atracție turistică. Nu să veniți să spuneți, mă duc acolo și o să văd iluminați, stai mă, nu ne mai spune aia, că sunt nervos. Deci în momentul ăsta, luminițe cu pom de Crăciun, n-am văzut absolut nimic. Deci absolut nimic. Bun, mă întreb și eu că mașina asta, bă, face față, uitați trenul deasupra noastră. Deci face față la ăștia, pe drumul ăsta. Așa, deci ăsta este răspunsul meu, nu, să nu veniți. Așa, cred că o să mai filmez până ieșim din localitate, din Sătuc. Așa, văd că mașina face aderență chiar foarte bună, uitați pe aici. Așa. Bun, frumușel, mai văd așa porțiuni de drum, dar eu merg pe tot drumul, adică n-are rost să îmi respect banda. Așa, uitați ce priveliște frumoasă, deci chiar e o priveliște frumoasă. Opa, ia uitați ce frumoasă. Braj, nu, plot, așa sunt plot, cred. La partea aia este o pădure de braj. Da, cred că aici sunt și la drumul al principal, da, ești la drumul principal, gata, am mers până aici. Acum ce trebuie să facem, dreapta, stânga, bun, am înțeles, hai să băgăm și noi viteză pe aici. Opa, bun, cum nu e bine deloc, uitați aici. Căsuțe frumoase, deci din ăștia pe la noi n-avem, deci căsuțe din ăștia n-avem. Uitați pădure aici, e pădure. Deci e pădure, tu vezi cu ochii, bun. Haideți să o luăm la dreapta pe aici.
cel mai ferme. Deci, oraș industrial, sat industrial. Și am citit pe internet, că după internet am găsit site-ul ăsta, orașul ăsta, satul ăsta. Și vreau că este numai bun pentru turiști, adică și că au fost aici și au fost mai luminiți, au fost super frumos. Da, cred că le-au demontat când am venit eu, cred că le-a fost rușine și a spus, ei, stai că eu nu las bradul acum la salvat de ăla. Și le-au fărâmat pe toate. Bun. Și cred că ăsta este motivul. Uitați, intrare în stat, industrial, fabrici. Uitați, camioane frumoase, un camion din astea noștri. Așa, dar nu camioanele, eu n-am venit aici ca să văd camioane. Bun, hai să luăm aici. Și pe aici, prieteni, ieșim din oraș. Uitați, acolo este un tunel și ieșim din oraș. Păi, prieteni, eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Un Crăciun frumos, fericit, super fericit. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc pentru vizionare. Și până în episodul următor în care ne reîntâlnim, vă salut, așa că... Papa!